Au luat exemplu de la tineretul nostru, a scris, jos papucii lui Voronin. Dar noi am dus papucii și dăm papucii lui Lenin înapoi. Debreanu. Bună dimineața! Bună! Domn profesor, lăsat cunoștințe cu Oleg Brega. Păi, ești ministru, nici primarul, nimeni nu face nimic. Nici partidul de opoziție, nimeni nu face nimic. Dar câte-i mână de la mână? Câte-i mână de la mână și-am ridicat busul. Știți de ce suntem convins? Din ce? De ce suntem atât de pesimist? Cine e în comisie parlamentară pentru drepturile omului? Nici nu vreau să-i știu. Marele patriot Secăreanu. Domnule, și acel care, adică parcă l-a luat și l-a închis într-un deci. Știți și lăsați, podește este hotărâre. Că plouă, leacă, mă, și-o zidei, soarele și-o să-mi cauzească. Nu scup la ceva. Nu ai gândit, mă, știu. Mă gândiți, băi, 31 august, băi. Deci e vară. Așa e Elian. Bună să vă fie. Ce faceți? Și dacă e sărbătoare pentru cineva, dar nu vă opriți să o revenim. Păi, copilași, mă, eroi ce sunteți, vă, cu... Bravo, măi, copii, bravo! Băiețe, nu pas, m-ați fiecare! Bravo, eroilor! Dați-vă pup! Bravo, măi, sunteți niște eroi! Bravo, copii, apărați-vă cultura! Eu fiu un eu! Apărați-vă cultura! Apărați-vă cultura! Nu se poate! Apărați-vă cultura! Bine, v-am găsit! Apărați-vă cultura! Că este comun, nu ascultați prostiile care se zic! De-aia suntem aici, non-stop! Dar academician, ce eroi sunt copilași ăștia! Doar academicianul este moment istoric. Filmați-l! Este moment istoric. De o hotărâre a guvernului, când s-a fost hotărârea în privința aleii. Că n-a fost anulată de nimeni. Pentru și ăștia au trimis avertizări primarului domnul Cimpoi, că dacă se vine și instalăm bustul, bagă poliția, va fi bătaie și deschid dosare penale și chestia că acum a fost. I-a trimis și lui Cheltoacă și domnul Cimpoi, avertizări. Noi am spus, bine, domnule, noi o punem oricum, o instalăm altfel. Asta acum trebuie neapărat, pentru că... Dar cine este ministrul culturii? Unul e ca nimeni. Dar cineva nu-i spune, domnule... Unul de la marge, mai așa. Cineva să-i spune, domnule, nu te prostii atât de mult. Că dar că au făcut o chestiune. Înainte deciziere de instalare monumentelor în municipiul Chișinău și în orice localitate, l-au consiliile locale. Acum au făcut că numai guvernul ia decizii. Guvernul în totalitate. Ceea ce este o tâmpenie. Și cum și-a luat consiliul municipal, au fost deciziile de instalare. Și mai nou... Domnul Matei, și mai nou am citit pe internet că guvernul deja zice că parlamentul trebuie să ia o decizie. Asta este o tâmpenie, că nu se poate. Comunitățile locale, în mod normal, peste tot în lume,
este atribuția lor de a adopta decizii ce se instalează în cadrul municipiului, în cadrul Consiliului Municipal. Thank you.
De ce ți-ai roșere? Transylvania, but he's Romanian also. Defended them for peasants. Peasants. And now our communist no party. The ruling party. Poetry or what did he write? Novels. Novels. Roman, da? Da. And is there a main topic he is covering in his novels? Peasants. Peasants. Yeah. But you are not peasants. I am. You are. Okay. I was born at the countryside, but I'm a filmmaker. Yeah, yeah. I try to have refugee, to be refugee in Romania. Yeah. And they refused. Refused is no one refused. Expulsed me. Rejected. Rejected him from the country, from Romania. But I have here a great problem with his administration. In 1989, I was against organize meetings, demonstration, and so on. Mm-hmm. That is against the Moldova. That is Moldova. One only, and I have problems with press, with mass media. Nu, erau mai mulți. Eu în frunte cu picolorul și pe alături Mihai.
Dar erau mai mulți. Fotografiile pe urmă să arăt. Ne-am dus acolo unde Ion și Doina Teodorovici, la, nu, la, la astea, monumentul tăi. Cum așa? Așa o zi mare. Păi, este o zi, asta nu pur și simplu o zi o limbă. Este o zi care pur și simplu sărbătoare primii biruințe. Înțelegeți? Asta e prima. Că dacă există lege, dacă nu se respectă, dacă îi lipsește cultura, îi lipsește bunul său, dacă predomină doar harța în mine. Cumpărați, ți-o cumpărat, ce cărți ai eu cumpărat după omul ăsta? Rupere. Ne-am pus așa frumos, cărțile așa, stau la masă, vine o rusoaică, femeie de vreo 40 de ani, așa și cu bărbat de vreo 50, așa mare. Vine femeie așa, așa, zici la soțul, așa. Это тот фашистский писатель. Да, это тот Суспофтим. Нет, тот фашистский писатель. Полгода. Сунси, это Пушкин вас фашистский писатель. Да. Со мной не разговариваешь на русском? Что? Сунти, смотри, он не разговаривает со мной на русском. Знаешь, что Штефан разговаривал на славянском? Это вообще, в Румынске это еще после молдавского и славянского языка появилось. Вспомни, а, это тот фашистский, мы сейчас проверим. Уж потому что я его флай, что скрит титул, не клитер, типа, раша. Арта Рефуджи, Пауга, мы узнаем. Сейчас зачини ему акус, парка сейчас мы спирим, мы узнаем, это фашистский писатель. Скрит, ну, да сдал он к чему за шанс, где титул, да, как Китария Лаклок. Да, со мной разговариваешь, что у тебя здесь написано? Васарабия, что это? А, ты знаешь, что, фу, Штефан. Да, щекутин, мы узнаем, что, что, да что истерик скрит, мы узнаем. Да, мы узнаем. Я бьете по этому барабану, я вас поубивала. А нас всю жизнь террористы. Да я тебя что-то видел. Кошмар. Я тебя стрелять не могу. Ну целый день, 12 часов работы, целый день невозможно работать. А это музыка, что слышишь? Там музыка, люди веселятся. А вы сейчас будете помогать. А мы тоже веселимся. Да ты сейчас смотри. Если лес к ее срушили, я супрамил. А что, как пробабина из Мальвин? А что сейчас понял? А мы узнали это, мы из прессы. А ты не читаешь прессу, ты темный. Ты темный. А, Чептерифан. Ты ж мальчик. Это фашистский писатель. Мы узнаем. Да поставим проблемы, Рэл, ну? Гад, ай рудкую. Приготовься. Да кари, пас, вообще пацинка меня, зачем? Ты принят кое-что карт, кое-что ауторины в экспозиции, интерк. По-моему, без фашизма приготовьте песни, если да я с ним так купирацию карту. Не знаю. Да? А вот здесь стеклянные...